fost și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Desigur, n-a venit din neant. Presa și organizațiile au existat cu alte 70-80 de ani în urmă, dar ne bucură faptul că după 90 un alt grup de jurnaliști din București, precum cei din 1919, s-au reunit, au înțeles mesajul că într-o nouă construcție democratică a țării, Breasla trebuie să se reunească. De aceea, din 5 mai 1990, acel grup de jurnaliști a reînființat Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, jurnaliștii de până atunci funcționând în alte forme de organizare, desigur, sub ceea ce a fost regimul comunist. 1990, semnalul că ceea ce s-a întâmplat în 1919 trebuie să continue și, desigur, alături de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 1990, au mai apărut de-a lungul ultimilor ani și alte organizații care au cuprins un număr mare și foarte mare de jurnaliști. Asociația Jurnaliștilor din România, Societatea Jurnaliștilor Români, Clubul Român de Presă și multe alte forumuri și organizații la nivel regional sau departamental. Mă bucură acum a doua oară faptul, peste aceea că sunteți dumneavoastră aici, că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, trecând peste, desigur, ca peste tot, unele vicisitudini, unele greutăți, a rezistat și este, o spun nu cu mândrie, dar cu bucurie din nou, că este o uniune puternică, care cuprinde peste 2700 de metri membri acum. La sediul Uniunii vin foarte multe alte solicitări din toate mediile din țară, tursurile de televiziune, de radio, presă scrisă și, desigur, online. Și cred că nu numărul, ci poate valoarea oamenilor dau consistența acestei uniuni. Faptul că la 100 de ani suntem reuniți aici este momentul să consemnăm că în această clădire a fost semnat acel act de înființare. Și am pregătit aici Consiliul de Conducere al Uniunii Ziariștilor Profesioniști 2019 o placă memorială care să rămână aici până la următorul secol, centenar, dacă e posibil, și să rămână în memoria noastră acest moment în care după 100 de ani ne-am adunat atât de mulți aici la fosta verărie Berlin, în apropiere de ceea ce a semnat pentru decenii întregi, aproape două secole, Casa Capșa în apropiere. O să rog acum pe domnul Sergiu Andon ca împreună să dezvelim această placă. Domnul Sergiu Andon fiind din acel grup din 1990, cel care a
condus lucrările de înființare a Uniunii și a condus Uniunea timp de 2 ani. Era timp să trage și noi. Aveți de prea tractuți. Oh, Doamne! Și trage și dar. Cam greu. Este un moment istoric pentru noi, acum după 100 de ani, să fim aici. Cred eu că cei care sunt în altul cerului și au fost aici în urmă cu 100 de ani, sunt mândri de prezența noastră aici. Să ne spună câteva cuvinte despre viața Uniunii de după 90. Doar trei lucruri vreau să spun. Unu, la mulți ani, la mulți ani de activitate. Uniune, doi, din acest veac, mai un porumb. Am urmărit îndeaproape și ca profesionist, dar și sub aspectul activității diferitor organizații de breaslă. Și depun mărturie, niciodată vreo organizație profesională, sindicală sau altă organizație de breaslă a ziariștilor din România nu a avut o activitate atât de consistentă cultural, multilaterală, dăruită, care mărește respectabilitatea profesiei noastre. Și al treilea lucru, rog conducerea Uniunii Ziariștilor să se gândească de pe acum, 10 ani la scara veacurilor înseamnă puțin, dar peste 10 ani exact, deci peste puțin timp, se împlinesc două veacuri de presă în limba română, 8 aprilie 2029. Asta să nu se supere domnul Manega, făcând abstracție de ipoteza dumnealui, pe care o vom numi proto-jurnalistică, de a considera că, de fapt, primul embrion, primul mugurel, au fost al lui Petrache Păunaru, parcă nu, în timpul Revoluției Tudor Vladimirescu. Deci aia o considerăm proto-istorie, dar dacă ne raportăm la cea înscrisă, 8 aprilie 2029, respectiv 1 iulie 2029, vor însemna bicentenarul presei în limba română, în țara românească, respectiv la Iași, în Moldova. Pregătiți placa, gândiți-vă la locul de amplasare, chemați-ne pe cei care vom mai fi, chemați-i pe cei care nu sunt acum aici și să o țineți tot așa. Mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Momentul aghiasmei peste această placă, preotul Gheorghe, ajutat de Miron Manega. Se sfințește placa aceasta prin pogorârea Harului Sfântului Duh, cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ți-a fost lăsat să fie mărturia, cripe veșnicia, iar să lovă conștiința ta, jurnalistule. Cripe veșnicia, iar să lovă conștiința ta.
Da. Băgați cărbuni. Domnul Miron, cu fața, bă. Hai că la te-a pătărit să-ți dăm copuri. Ți-a fost lăsat să fii mărturia clipii veșnicia. Ia-ți loc de-o conștiința ta. Jurnalistule, nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta. Jurnalistule,